Revenim iar la Răzvan Deaconescu, care o să povestească puțin de programele universitare, de CTF, de Security Summer School, de Ixia Challenge. Ok, cum spuneam în a doua parte, cum spunea și Răzvan, o să avem patru track-uri, unul de 5G, unul de virtualizare, unul de security și celălalt de machine learning, fiecare cu propria cameră de Zoom. Dar hai să trecem să povestim puțin de spre Keysight. Cine este Keysight, ce e cu compania asta, când, cum a apărut. Și pentru a înțelege ce este cu Keysight, aș începe încă cu începuturile Silicon Valley. Când a apărut Silicon Valley? Silicon Valley a apărut undeva la începutul anilor 1900, în special datorită politicii duse din mediul universitar, și aici mă refer la Fred McDermott, care era decanul Stanford Engineering între 1940 și 1950, dar înainte de chiar de a fi decan, a încurajat foarte mulți studenți să-și dezvolte tot felul de startup-uri în zona Universității Stanford. Și astfel, doi dintre studenții lui, Bill Heward și Dave Packard, au înființat în 1939, într-un garaj din Palo Alto, Hewlett Packard, compania HP. Ok? De ce spun de toate lucrurile astea? Pentru că totul a plecat de la HP, astfel încât să ajungem în zilele noastre la partea de Keysight Technologies. Și dacă este să ne luăm puțin despre istoric, înainte să venim la despre istorie, înainte să venim la vremurile mai recente, aș spune că primul produs pe care l-a avut HP-ul în 1940, deci la un an de la înființare, era un oscilator audio. Și mai departe, v-aș pune o întrebare să vedem dacă ridică cineva mâna, dacă știe cineva de unde e secvența care se vede pe ecran. Și dacă nu știe nimeni, vă mai dau un indiciu. Răzvan, mă ajut tu dacă e vreo mână? Răspunde, te rogam. Da, e din fantazie. Corect, răspunsul corect. Trebuie să ne gândim, Răzvan, să dăm și un premiu la sfârșit. O să vă notăm, o să notăm acolo, vedem cum notăm. Ovidiu, te-a marcat. Într-adevăr, este din Fantasia, făcut de Disney în 1940. Iar primul client al HP-ului a fost Disney, care a folosit acel oscilator audio pentru a-și testa partea de sonorizare a filmului. Astfel încât Disney a fost primul client al HP-ului la un an după ce a apărut firma, corporația. Mergând mai departe, în anii 40, bineînțeles că fiind și în timpul celui de-al doilea război mondial, au fost multe produse care s-au axat pe partea de, ca și client armata, pe partea de microunde, de radare, de bruiat radare, de tot felul de echipamente pentru armată. De asemenea, în 1969, care e un an foarte important, Dave Packard, unul din cei care au înființat HP-ul, a fost și ministru apărării în Statele Unite. Dar ce alt lucru important s-a mai întâmplat în 1969? În afară de războiul din Vietnam, ăla nu se pune. Robert Croitor a ridicat primul mâna. Robert, te rugăm. A aterizat primul om pe lună. Răspunsul este corect. Primul om pe lună a aterizat în 1969 în cadrul misiunii de Apollo 11, de ceea ce nu se știe foarte bine public, este că toată comunicația între NASA și omul de pe lună a fost realizată de dispozitive făcute de HP la momentul respectiv, în special un sintetizator de frecvențe care permitea să selecteze anumite frecvențe pentru diverse benzi de comunicație. Deci toate acele prime vorbe pe care le știți și toată transmisiunea de date pe care o știți din 1969 de la Apollo 11 a fost făcută cu ajutorul HP-ului, actualul Keysight.
Dar mergând mai aproape de zilele noastre, să vedem cum de s-a schimbat denumirea, cum de a ajuns Keysight din HP. HP a funcționat sub această denumire până în 1998, iar în acel moment s-a produs un split, fiind o companie foarte mare, a fost împărțită în două companii. Vechiul HP, să spunem, a preluat denumirea de HP, dar a preluat toată divizia de servere, laptopuri, imprimante, pe când Agilent Technologies a continuat linia de business cu care a început HP-ul în 1939-1940, adică partea de electronică, de măsurători și măsurări electronice, pe lângă alte zone. Iar mai apoi și Agilent Technologies în 2013 s-a împărțit în două părți. Toată această parte inițială de electronică, microelectronică, măsurători electrice și electronice, bineînțeles în momentul de față combinate cu tot ceea ce înseamnă software, s-a despărțit în două, cum spuneam, și a apărut Keysight Technologies în 2014. Dar Keysight Technologies a păstrat toată acea linie și moștenire pe care a avut-o HP-ul din 1939 încoace. Ulterior, în 2017, Keysight Technologies a achiziționat Ixia. Ixia având o prezență veche în România, Ixia fiind în România din 2004. Și din 2017 facem parte din familia Keysight. Cam asta e mare parte istoricul și așa am ajuns și noi să facem parte din istoria Keysight. Și trecând totuși prin istoricul a ceea ce s-a întâmplat aici în site-ul din România și la noi în țară, putem spune că avem 14 ani de când sponsorizăm proiecte de diplomă în cadrul Politehnicii. Avem 14 ani de Challenger și Ixia Programming Contest. Cum spunea Răzvan, și avea un feeling foarte bun, avem 15 ani de astfel de evenimente, cum e cel de astăzi, de Ixia Day. Avem 11 ani în care sponsorizăm tot felul de evenimente din mediul academic. Avem 9 ani de în care lucrăm aproape de Innovation Labs. După cum bine știți, o să fie și Innovation Labs în curând, bănuiesc că etapa din București e chiar în acest weekend. Avem 8 ani de Security Summer School și FPGA School. Avem 3 laboratoare Ixia în Politehnică. Avem 13 ani de programe de internship și statistic vorbind undeva la 20% din angajații Ixia au pornit ca interni în cadrul companiei. Avem până anul trecut, din 2011 până anul trecut, avem 346 de interni care au trecut pe la noi și aproape 4780 de aplicanți. Nu știu, sunt cam câți studenți sunt într-un an la Politehnică, corect, Răzvan? Parcă erau pe la 5000-6000. Da, pe acolo sunt. La facultate la noi sunt într-un an admiși, da, pe acolo sunt într-un an admiși, da. Cam atâți aplicanți am avut noi din 2011 până în 2020, iar în 2021 o să venim cu 20 de noi poziții de internship. Dar despre internship și pozițiile acestea și cum vă puteți înscrie, o să discutăm ulterior. Cam despre asta e o introducere de sus despre Keysight. Dacă aveți întrebări sau vreți să trecem mai departe către prezentarea lui Vlad? Cred că putem să trecem, Tavi, și dacă e când au întrebări, ridică mâna și facem atunci intervenție. E în regulă. Vlad, vrei să share-uiești ecranul? Îmi spui mie și schimb slide-urile? Cum vrei să facem? Nu am prezentarea pe calculator, dacă poți să share-uiești tu și te anunț eu când ar fi perfect. E în regulă. Să înțeleg că mă aud. Dacă da, te-auzi, Vlad, este regulă. Te-auzi foarte bine. Mă bucur, mulțumesc. Salutare, eu sunt Vlad. După cum foarte drăguț m-a prezentat și Răzvan la început, am fost vara trecută intern la Keysight și în momentul de față lucrez ca software engineer tot la ei, pe proiect pe care am lucrat și la internship. Despre mine, sunt student în anul 4 la automatică și calculatoare.
pasionat de tehnologie și dacă poți să dai slide-ul următor, Tavi, te rog. O să vreau să vă povestesc un pic despre cum a fost pentru mine experiența de internship la Keysight, cu ce am rămas personal și să vă prezint un pic parcursul pe care l-am avut eu și eventual câteva tips and tricks. Ca idee, long story short, experiența a fost foarte faină, am învățat o groază de lucruri utile și o să vreau să vă arăt pașii pe care am făcut eu până să ajung Intel. Mersi, următorul slide ar fi perfect, mulțumesc. O să intru un pic în partea de CV, întâi de toate, pentru că acesta este entry point, o să zicem așa. După cum sunt convins că foarte mulți dintre voi cunoașteți deja expresia, cum că e bine să nu ai neapărat mai mult de o pagină în CV. Și, well, chestia asta este kind of true, adică pentru mine m-a ajutat destul de mult chestia aceasta, întrucât mi-am făcut CV-ul clar, concis și am încercat să surprind esențialul cât mai mult. Și bineînțeles, cum noi oricum pornim de la zero, că cei mai mulți dintre noi suntem studenți în momentul de față, și proiectele de internship sunt tot așa ca un punct de start pentru noi, astfel încât și experiența vine pe parcurs. Următorul slide, te rog. O să vă arăt acum cum mi-am făcut eu CV-ul și ce am considerat că este important și ce m-a ajutat pe mine, cel puțin, și cu ce am avut succes. Și o să încep cu datele de contact. To be fair, sincer, nu știu exact de ce sunt atât de importante aceste date de contact, adică până acum nicio firmă nu m-a contactat atunci când am submis. Să te contactăm în caz că e ceva de bine? Eventual, da, uite, spre exemplu, atunci când am submis CV-ul fără să trec datele de contact, nu m-a contactat nicio firmă, adică mi-au dat ghosting. Așa că presupun că e destul de important acest lucru, așa că o să trec acolo sus de tot să se vadă. Că nu mai au glob de cristal ca altă dată. Exact. Așa, după aceea am trecut în CV secțiunea de educație, pentru că, din nou, vreau să arăt faptul că sunt student, în ce an sunt și la ce facultate, eventual. După aceea am trecut experience so far. Mă refer aici la lucrurile pe care le-am făcut eu pe parcursul timpului și anume proiecte de facultate, proiecte personale. Nu știu, dacă am avut un internship în trecut, l-am trecut și pe acela, precum și dacă am ajutat în cadrul anumitor materii, orice lucruri care sunt importante și oarecum relevante din punct de vedere al experienței tehnice, eu am trecut în această secțiune. Și după aceea am mai avut și o secțiune de activități extracurriculare. Ei bine, aici eu am specificat activitățile pe care le-am făcut și pe care le-am considerat eu extra. Spre exemplu, activități de voluntariat sau, nu știu, hackatoane sau recompense, achievements-uri și lucruri de genul acesta. Încă un lucru destul de important de trecut ar fi următoarea secțiune și anume de computer skills. Dacă poți să mai dai, perfect. Aici am trecut limbajele în care sunt familiar, în care am ceva experiență și tehnologiile cu care am lucrat destul de mult. Și cel puțin în cazul meu, printre acestea se numără C, C++, Java. Am mai specificat faptul că am experiență în Git, Linux și am ceva cunoștințe de networking, așa că am vrut să se vadă acolo clar ceea ce cunosc. Bun, trecând peste CV, vine partea de aplicație propriu-zisă. Și pentru aceasta avem platforma Stagii pe Bune, unde sunt foarte multe proiecte. Aici avem toate proiectele toate proiectele de internship oferite de Keysight pentru vara aceasta. Sunt foarte detaliate, puteți să vă orientați către ce vă atrage mai mult. Și odată ce aplicăm, o să vină și partea de interviu. Așa să încep. Încă un slide, Octavii. Exact. Aș vrea să încep prin faptul că ei, încă o dată zic, că ei sunt conștienți de faptul că noi suntem studenți, astfel încât și interviul se va concentra foarte mult asupra lucrurilor pe care le știm din facultate. În cazul meu, cel puțin, atmosfera din cadrul interviului a fost una relaxată, degajată, fără foarte multe formalități, fiind și online, bineînțeles, nu se vedea nici dezastru din cameră sau nu se vedeau nici animaluțele de companie care mai mișunau pe acolo.
Deci nu se cer formalități, așa că fapt divers când am prezentat proiectul de final, la finalul internship-ului, în fine, coordonatorul meu, văzându-mă că sunt în cămașă, zice, wow, Vlad, în cămașă, așa, frumos, dar sunt convins că nu ai pantalon pe tine. Adică nici noi nu avem pe noi. Și da, în fine, jokes aside, este o atmosferă relaxată, trebuie să fiți voi înși, nu, asta este cel mai important lucru până la urmă. Legat de interviu, la mine a durat cam o oră, s-a axat, cel puțin proiectul meu de internship s-a axat foarte mult, dacă poți să mai dai un click, Tavi, pe zona de rețele, de structuri de date, de... Ba da, am acum, dar cu paralel și distribuiți, cel puțin pentru proiectul meu de inter. Și bineînțeles, fiecare proiect are cerințe variate, dar acesta a fost în cazul meu. Și nu o să vă întrebe lucruri de, nu știu, pe care ar trebui să le știe un om cu foarte mulți ani de experiență. O să se raporteze totul legat la lucruri făcute în facultate, la experiența voastră și așa mai departe. Foarte important din punctul meu de vedere și ceva ce m-a ajutat pe mine foarte mult a fost faptul că am gândit cu voce tare, întrucât n-am vrut să fie liniștea aia awkward atunci când stai și te gândești la ce să zici mai departe și tot, și în felul acesta mi s-a părut că am reușit să ajut și echipa care dirija interviul să vadă cum gândesc și să-și facă o părere legată de ceea ce știu. Ca limbaje de programare, cel puțin în cadrul proiectul meu nu a contat atât de mult, nu au contat atât de mult cunoștințele într-un anumit limbaj, pentru că nu eram pe o poziție care să necesite anumite cunoștințe și de aceea problemele le-am rezolvat în ceea ce m-am simțit eu familiar și anume am scris în C, deci până la urmă ceea ce te simți tu confortabil, ceea ce este cel mai important este faptul să arăți cum ajungi la un rezultat și cum te folosești de lucrurile pe care le știi ca să ajungi la rezultatul dorit. Cel puțin aceasta a fost impresia pe care am avut-o eu. Așa că, în linii mari, nu e panică interviul, adică echipa e acolo tocmai pentru a ne cunoaște, pentru a vedea cine suntem și pentru a înțelege cum ar putea colabora cu noi ca viitor colegi. Și dacă toate lucrurile acestea merg cum trebuie, veți avea ocazia să faceți parte din T-Site, veți putea face un internship cu noi, unde veți avea ocazia să lucrați la proiecte foarte interesante și cu impact, și cu impact mare. Bun. Și o să vă prezint acum un pic din experiența mea de internship, ce am făcut, cu ce am rămas și cel puțin dacă, cum a zis și Tavi la început, anul trecut a fost primul internship în format remote din cauza pandemiei, dar pot să zic sincer din experiența mea și cum am simțit eu, faptul că deși a fost remote, nu s-a simțit ca și cum ar fi fost la distanță neapărat, întrucât aveam numeroase call-uri cu echipa, canale de comunicație foarte multe, am avut foarte mult suport și pe ansamblu, cel puțin din punctul meu de vedere al randamentului, nu am simțit neapărat vreun neajuns. Adică, bineînțeles, sunt avantaje și dezavantaje atunci când vine vorba despre un internship remote sau lucru în general remote, dar ca avantaje pentru mine, cel puțin eu am apreciat foarte mult faptul că am economisit drumul dus întors și faptul că am avut mai multă flexibilitate din ceea ce înseamnă timpul, dar ca dezavantaj, clar, faptul că nu am reușit să lucrez fizic cu colegii. Însă, legat și de colegi, am avut șansa să fiu cu foarte mulți prieteni din facultate, inter la Keysight și deseori vorbeam cu ei și discutam despre proiecte și tot felul de lucruri de genul acesta, ceea ce a fost super nice. Da, fiecare dintre noi a avut asignat câte un coordonator sau mentor, cum doriți să-i ziceți, care ne îndruma pe tot parcursul proiectului. Și eu personal am avut o colaborare foarte faină cu coordonatorul meu, el a fost foarte suportiv, e super bine pregătit tehnic și cu multă experiență în cadrul proiectului și da, deși am vorbit foarte mult și despre proiect, nu doar la asta s-au rezumat discuțiile, adică vorbeam și despre facultate, despre firmă și orice mai era de interes pentru fiecare dintre noi. Foarte friendly echipa și cel puțin și din discuțiile mele cu ceilalți interni am înțeles că și la ei partea de comunicare a fost foarte în regulă.
Și, na, ce să mai zic, ca experiență, pe ansamblu, pentru mine a fost super ok, a fost o experiență chiar mișto și sunt destul de sigur că și vouă o să vă placă dacă o să alegeți să faceți un internship pe acest site. Acum trecând la partea de zonă tehnică mai mult, o să vă povestesc foarte puțin și despre proiectul meu de internship, la care am lucrat, cel puțin mie mi-a plăcut foarte mult și ca fapt divers, ceea ce mi se pare foarte șmecher la Keysight e faptul că tehnologiile lor sunt latest gen, adică în cadrul proiectului meu am lucrat cu am lucrat cu Golang, Docker, Kubernetes. Da, exact, cu Docker acolo. Am folosit Git și multe alte tehnologii pe care, cu care am lucrat și foarte multe alte tehnologii mai sunt și în cadrul altor proiecte pe care sunt sigur că veți apuca să auziți despre ele și în partea a doua a eventului, când o să povestească colegii mei despre acestea. Și pe lângă aceasta am lucrat la un proiect cu mult impact. Deci, mai exact, proiectul meu, ce se baza? Se baza pe o aplicație distribuită, alcătuită din foarte multe microservicii, care sunt deployate într-un cluster de Kubernetes. Și problema într-o astfel de configurare față de una monolită, cum probabil mulți dintre voi sunteți obișnuiți în facultate, e faptul că, deși întrucât fiecare serviciu este independent de celelalte, este dificil să înțelegi ce se întâmplă de fapt în cadrul aplicației atunci când se generează mult trafic, întrucât traficul respectiv poate să atingă multiple servicii și concurent și e destul de dificil să înțelegi ce se întâmplă într-un singur request. Poți, bineînțeles, să urmărești logurile, să stai să te chinui pe acolo, să-ți dai seama ce se întâmplă de fapt, dar abordarea aceasta nu scalează foarte bine, în special atunci când sunt foarte multe servicii atinse și chain-ul de call-uri ajunge să fie foarte, foarte mare. Și astfel, dacă vrei să mai înțelegi și ordinea, e destul de dificil, astfel încât eu m-am ocupat de instrumentarea aplicației și pe ansamblu, după cum am zis, a fost un proiect foarte, foarte interesant la care am lucrat cu drag. Și, după cum am zis, ca limbaj de programare, eu am folosit în cadrul proiectului meu cu precădere Golang. Nu a trebuit să știu Go sau ceva de la început. Din contră, am învățat totul în cadrul internship-ului, which is very cool, dacă mă întrebați pe mine. Am învățat să lucrez și în aplicații din acestea bazate pe microservicii, care din nou este un pattern diferit față de ceea ce suntem obișnuiți la facultate, dar din nou am reușit să înțeleg pros and cons a fiecărei abordări și am avut și coordonatorul foarte implicat, adică era acolo, mă îndruma pe către ceea ce trebuie să ajung, care sunt targeturile și el insista foarte mult pe DC-uri. De ce aia, de ce nu ai la altă? Și astfel încât ideea în sine este să poți să-ți explici mai bine de ce ai face o anumită alegere față de cealaltă și, sincer, mie mi se pare foarte relevant astfel. Deci, oricum, foarte, foarte bine pregătit tehnic și proiectul și echipa mi-a plăcut foarte mult. Și de ce? Din toate cele de mai sus rezultă că... Bun. Și ca un mic sumar, mersi mult, Avi, am învățat destul de multe lucruri în perioada internship-ului, atât soft skills cât și multe pe zona tehnică. Mi-am îmbunătățit abilitățile de lucru în echipă, chiar și în această nouă abordare, să zic așa, în online, remote, unde na, mulți dintre noi nu am fost obișnuiți cu lucrul acesta înainte. Și pe ansamblu am învățat foarte multe lucruri foarte utile și chiar le folosesc și în momentul de față ca angajat full-time la Keysight. Păi, eu vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și dacă aveți întrebări de orice fel... Păi, Vlad, să nu fugi, că cu siguranță vor să aibă foarte multe întrebări. Tu ai dat foarte multe informații în prezentarea ta. Doar poate e bine să rezervăm câteva minute, nu știu, 4-5 minute, Răzvan, să fie o discuție cu Cred Vlad. că e o idee bună, Tavi, să prezinți despre internship, că bănesc că asta va genera destul de multe întrebări și acolo cred că input-ul lui Vlad va fi foarte bun. Ok, deci vrei să facem după Da, și adică cred prezentarea că de internship. este că acum lumea află că Vlad a fost intern, ce a făcut acolo, prezint despre internship-ul și bănesc că după aceea inclusiv Vlad va putea să fie respondentul multor întrebări despre internship-uri. Ok, e în regulă. E foarte bine. Răzvan, îți place și poza asta? E spectaculos. Dacă n-ar fi, mi-ar Așa. place că e ceva într-un film de groază sau ceva cu roșul ăla. Perfect, mersi frumos, Răzvan.
pentru apreciere. Hai să trecem mai departe. Așa cum, cum spunea și Vlad mai devreme, sunt foarte multe zone în care, de unde puteți alege proiecte de internship. El a fost pe o zonă de Kubernetes, virtualizare, microservicii, dar așa cum o să vedeți, proiectele noastre pe care le propunem sunt din diverse zone, sunt din zona de Linux kernel, zona de virtualizare, de security, de 5G, de artificial intelligence. Foarte, foarte multe zone, depinde doar de voi să vă hotărâți care e zona pe care vreți să creșteți, unde e zona unde vreți să mergeți la un internship. Și cu siguranță o să găsiți ceva potrivit pentru voi în proiectele propuse și anul acesta. Ceea ce este foarte important pentru noi e ca voi să învățați care sunt ultimele tehnologii care se folosesc în industrie și să fiți la curent cu tot ceea ce înseamnă state of art pe partea de tehnologie. Și după ce învățați aceste lucruri, este foarte important să le și aplicați. Astfel încât tot ceea ce faceți voi să, într-un fel sau altul, să devină vizibil către echipele din interiorul Keysight și, de ce nu, la un moment dat, dacă rezultatele sunt excepționale în urma internship-ului, să aibă și ceva vizibilitate către piață. Și în ultimul rând, bineînțeles, o să vă creșteți și venitul peste vară. Care sunt pașii care trebuie urmați? În primul și în primul rând, să aplicați pe stagii pe bune la unul din proiectele de internship propuse de Keysight. Pe parcursul lunii aprilie, noi o să facem recrutarea, așa zisele interviurilor, să fie practic o discuție liberă în care noi să vă cunoaștem mai bine și în urma acestei discuții libere, poate și cu una, două probleme tehnice, o să selectăm candidații potriviți. Atenție, nu este ca un interviu de angajare. Tocmai de asta am subliniat mai devreme și partea de discuție liberă. Pur și simplu este un mod prin care noi să înțelegem mai bine ceea ce vă doriți voi să faceți în viitor. Nu este o discuție de tipul interviului de angajat. Dacă totul lucrurile merg bine, o să începem în iunie. Aici am spus că toate lucrurile merg bine. Știu că anul trecut au fost anumite întârzieri datorită faptului sau din cauza faptului că sesiunea a fost amânată cu 2 săptămâni, 3 săptămâni, cum a fost Răzvan. S-a încheiat puțin mai târziu și sesiunea. Dar, bineînțeles, vom începe programul de internship imediat ce terminați voi sesiunea în cadrul Politehnicii. În perioada de iunie-septembrie, peste vară, voi veți învăța foarte multe lucruri noi, tehnice, și veți aplica ceea ce ați învățat. Iar la sfârșit, în septembrie, veți avea o prezentare în cadrul membrilor echipei din care ați făcut parte și, bineînțeles, pot fi și alți invitați care sunt interesați de subiectul pe care voi îl prezentați, de topicul acela. Ok, deci cam astea ar fi etapele prin care trebuie să treceți. În primul și în primul rând să aplicați pe stagii pe bune, să veniți la o discuție liberă, iar apoi, dacă toate lucrurile merg bine, după terminarea sesiunii putem începe. Și cam atât e partea de internship-uri. Vreau să vă aduc aminte că în a doua parte, când vor fi cele 4 trecuri, dacă aveți întrebări specifice pe internship-urile care au fost deja publicate pe stagii pe bune, pe fiecare trec în parte vi se vor putea răspunde la întrebările specifice. Vă uitați care sunt internship-urile pe security, care sunt pe machine learning, care sunt pe virtualizare și care sunt pe 5G. Și puteți pune întrebările specifice în fiecare trec în parte. Asta e un lucru foarte important, deoarece toate trecurile vor fi în paralel. Depinde de voi, în primul și în primul rând, să vă dați seama care trec îl alegeți, pe care trec vreți să mergeți și încotro veți să vă pregătiți din punct de vedere tehnic și internship-ul să vă ajute în această direcție. Deci, la urma urmei, voi la sfârșitul acestei ore va trebui să faceți o alegere
Și alegerea va fi, în primul și în primul rând, trecul la care urmează să participați. Și îi dau cuvântul moderatorului să vedem dacă sunt întrebări sau... Așa, ăsta este un moment foarte bun. Avem cam 12-15 minute să lămurim întrebări din partea voastră legate de internship-uri. Cum se organizează? Cum sunt interviurile? Cum o să fie online, offline? Cât durează? Ăsta este întrebări din partea voastră. Asta este momentul vostru. Aici și Tavi și Vlad, care a fost un astfel de un intern, vă pot răspunde. Laurenț Urs, te rugăm pe tine primul. Da, o întrebare firească pe care o am, o să fie, adică se știe deja dacă o să fie tot așa de acasă internship-ul sau dacă venim acolo on place? Este foarte greu să răspund la întrebarea asta, ceea ce știm că în momentul de față mergem de la prezumția că o să fie online. Că o să fie la fel ca anul trecut. Dar bineînțeles că lucrurile astea se pot schimba în funcție de cum evoluează și situația în țară. Dar cum se vede de la mine că evoluează situația în țară, cel mai probabil va fi remote. În regulă. Ok, mulțumesc. Am și o întrebare. Te rog. E clară situația că interviurile vor fi online? Da, interviurile cu siguranță pe parcursul lunii aprilie vor fi online. Am înțeles. Și ziceați că se zicea în broșură înainte de prezentare că vor fi niște oferte de workshop. Care e treaba cu ele? Răspunsul Răzvan aici? Sau da, răspund eu. Deci ce se întâmplă este că în ora a doua, deci peste 20 de minute, vom începe 4 workshop-uri, practice demonstrative pe 4 subiecte: securitate, virtualizare, machine learning și 5G. O să creezi niște camere speciale, breakout rooms. Voi alegeți unde vreți să mergeți și în acele workshop-uri va fi echipa de prezentare care vă va demonstra tehnologiile în cauză. O să fie vorba de Docker, limbajul de phishing folosind machine learning și tehnologia Load Core 5G de la Keysight. Trebuie de live. Pe lângă să spune faptul că aveți acces la acest workshop demonstrativ și la persoana care prezintă, unul dintre voi care va rezolva un quiz, un challenge din cadrul sesiunii de workshop, va merge fără no questions asked la un internship la Ixia. Deci pleci cu internship acasă. Da. Întrebam pentru că eu sunt un pic stresat în secunda asta, fiindcă am și curs în același timp. Și e mai greu să dezvolt sistemul multitasking. Da, am înțeles. Atunci cea mai bună variantă pentru tine, că nu putem să spunem să nu mergi la cursă, o să fie să aplici pentru cele 16 poziții rămase în mod oficial pe stagii pe bune. Ok. Și apoi vei trece prin tot procesul de interviuri, discuții până la partea de recrutare finală. Bine, o să încerc și varianta asta. În regulă. Bun. Cred că sunt și niște intervenții pe chat. A întrebat Iordache, nu văd tot numele, Marian sau ceva. Putem aplica la mai multe poziții pe stagii pe bune, Tavi? Da, se pot aplica la mai multe poziții pe stagii pe bune. Pentru că fiecare proiect de pe stagii pe bune e propus de o altă echipă și atunci poate să fie chemat la mai multe interviuri. Noi de obicei încercăm să agregăm interviurile, adică dacă e chemat de două echipe pe două proiecte separate, să fie back-to-back, adică să fie unul după altul, să intre o singură dată în interviu candidatul. Dar da, pe scurt se pot aplica la mai multe proiecte. Bun, Matei Iordache, am prins numele. Scuze, Cristi Crețan făcea referință la întrebarea anterioară. Cred că e o altă întrebare. O întrebare de la Vlad. Se va folosi limbajul C++ la vreun internship? Da, sunt mai multe internship-uri care au și pe C++, au și pe Go, au și pe Java. Ok.
O altă întrebare de la Teodor Lupu, în legătură cu procesul de Razvan, recrutare. Ca o paranteză, am uitat să spun la... Mi se pare că pe stagii pe bune, dacă nu greșesc și poate mă ajuta Andă aici, e trecut și skill set-ul necesar, iar la skill set e specificat și limbajul, care practic e limbajul în care se va desfășura acel internship, limbajul în care va fi folosit. Deci probabil că informația despre limbajul poate obține chiar de pe stagii pe bune. În regulă. Anda? Așa este, sunt menționate acolo în funcție de proiect și limbajele care urmează să fie folosite. Perfect. Deci intrați pe stagii pe bune și aveți informația. Asta pentru tine, Vlad. Teodor Lupu, în legătură cu procesul de recrutare, aș vrea să știu ce nu ați dori să vedeți la un posibil viitor angajat. Ce considerați ca un turn-off din punct de vedere al unui angajator? Vrei să preiau eu informația asta, Tavi? Da, poate un răspuns mai diplomat. Da. Ok, Teodor, mersi mult de întrebare. Aș spune mai degrabă ce am vrea noi să vedem și poate de aici să-ți extragi informația la întrebare. Ne place să vedem studenți care sunt pasionați de ceea ce fac și care vor să învețe. Cum a zis și Tavi mai devreme, internship-ul ăsta ar trebui să fie văzut de către voi ca pe o posibilitate de a învăța mult mai multe lucruri, de a pune în aplicație lucrurile pe care le învățați deja în facultate, să fiți deschiși, să fiți așa ca un burete care să absoarbă cam toate informațiile la care veți avea acces, să fiți degajați, să nu vă stresați foarte mult în timpul interviului pentru că nu aveți de ce și pur și simplu să aveți cunoștințele pentru anul în care sunteți, adică să nu credeți că o să vi se ceară nu știu ce limbaje sau chestii super sofisticate pentru nivelul la care sunteți. Sper să te ajute un pic guideline-urile astea. Vin și aici cu o precizare, ca de fapt să insist pe ce a zis Anda și Tavi. Internship-ul, și asta ne place foarte mult când vorbim cu Ixia Keysight, spus într-adevăr ca fiind un mod în special destinat vouă ca să învățați. Deci priviți-le ca un prilej în care să absorbiți cât mai multe informații, mai multe competențe. Asta trebuie să fie pentru voi. Și practic, din ce a zis și Anda, un skill set foarte bun este curiozitatea, dorința de a învăța ceva, de a acumula informații. Practic, să de acolo luăm în partea cealaltă, dacă vii plictisit sau fără chef, aia probabil că este într-adevăr un turn-off din punct de vedere al angajatului. O întrebare de la Robert Croitoru. Mulțumim, Robert. A fost întâi Ovidiu. Ovidiu, am trecut peste întrebarea ta. Ovidiu ceruse dacă se poate face o descriere scurtă, măcar pentru parte din proiecte. Nu știu aici cum, că sunt destul de multe, într-adevăr, și de multe informații. Tavi, poți face așa un fel de brief scurt? E complicat pentru că sunt multe proiecte. Mi se pare că sunt undeva la 25 de proiecte. Sau. Uh-huh. Dar o descriere, eu zic, relevantă și chiar detaliată, se poate găsi pe stagii pe bune la fiecare proiect în parte. Uh-huh. Cine e interesat și vede ceva interesant acolo, în descrierea respectivă, poate apoi să întrebe pe track-ul respectiv despre proiectul pe care l-a găsit interesant. Dar atenție, proiectul de care întreabă, ca să îi se poată răspunde, trebuie să fie să aparțină track-ului respectiv. Ok. Deci, Ovidiu, dacă te interesează un anumit track, când o să vină parte de workshop-uri, întrebe acolo în cadrul acelui workshop pe subiectul respectiv. Și aici cumva corelez, revin la tine, Robert, a întrebat Adelina în legătură cu a doua parte, alegem în cerum, facem parte. Da, deci noi o să creez patru camere, patru roomuri pe cele patru track-uri și apoi vă alegeți ce camere doriți să mergeți. Prima, a doua, a treia, a patra, puteți prima și un pic între ele până să vă decideți. După aia va începe partea asta demonstrativă tehnică și în cadrul acesteia, pe lângă hands-on experience, va apărea acest quiz, challenge. Asta e la latitudinea fiecarei echipe de prezentatori de workshop, în urma căruia unul dintre voi va avea internship la Ixia. Unul pe workshop, în total patru.
Dacă mai e problema de Ilina, să îmi spui pe cea, dacă e ceva că nu, la care nu ți-am răspuns. Revenind la Robert, în legătură cu trimiterea CV-ului, se obișnuiește să se trimită acesta în română și engleză sau doar una dintre ele? În orice limbă e la îndemână. Bun, deci orice limbă este. În regulă? Alte întrebări nu mai sunt acum, Tavi. Poate să vorbim puțin și de parte de concursuri ca să încheiem zona aceasta? Mm-hmm. Ok. Bun, aici o să preiau eu. Avem trei activități destinate studenților. Unele sunt și cu premii pe care le avem pentru voi. Primul este ACSX-CTF. Este un concurs de securitate care a ajuns la, nu știu ce ediție este, 5, 6, 7, tot pe acolo, nu le știu pe din afară. Informații deja sunt puse public. Dacă intrați pe site-ul acs-x-ctf.security.cs.pu.ro, aveți acolo toate informațiile, îi sunt create anunțurile, vă spune cum puteți înscrie, aveți termen până, cred că scrie pe site, pe 17 mai sau ceva în genul acesta, să submiteți rezolvarea unor challenge-uri în baza cărora vom... aveți informațiile puse acolo despre acest despre CTF, când se va desfășura și există trei premii. Premiul întâi un monitor, premiul 2 este un smartwatch, premiul 3 este un scaun de gaming. În weekendul 17-18 aprilie vă așteptăm la CTF. Tavi, următorul slide? Da, mă gândeam să-ți întorc complimentul cu grafica slide-ului. Da, da, eu sunt simple is beautiful. Așa, al doilea este, ăsta era Switch Summer School. E o școală de vară de securitate. Începând de anul trecut avem două track-uri. Primul track este cel de clasic de exploiting slash binare. Al doilea track este track-ul de web. A fost prima oară anul trecut, acum este este în al doilea an. Puteți aplica la oricare dintre cele două. Unii au fost și la amândouă, dar e destul de dificil că sunt destul de multe zile. Se poate face, dar recomandarea să fie unul singur. Și de toate informațiile le aveți pe wiki. Dacă intrați pe securitycs.bro/summerschool/wiki, aveți acolo informațiile, planificarea când începe. Pentru înscriere va trebui să rezolvați niște challenge-uri și să submiteți un formular. Trebuie să le submiteți până pe 16 mai 2021 și numai acela o facem noi evaluarea și apoi veți putea participa la școala de vară. Va fi complet online, folosim Discord, avem o comunitate creată acolo pe Discord și acolo o să ne vedem. E foarte interesant, a fost mulți studenți și de anul trecut care acum sunt în echipa mare de școală de vară. În momentul de față lucrăm la actualizarea materialelor. Folosim foarte multe resurse online, Discord, GitHub și o să fie, vedeți asta acolo. O să fie și două CTF-uri în care suplimentar veți vedea cât de mult din ce ați învățat veți putea să rezolvați în scenarii mai practice de exploiting de securitate. Tavi, ultimul slide. Aici poate spui tu, Sergiu, te rog. Cool, mă auziți? Am scos de pe mute? Da. Super. Bun, deci ultimul challenge, XR Challenge 2020-2021, scopul acesta este să rebuilduim VMC, deoarece știm că mai pică și se mai întâmplă chestii și să facem asta într-un mod elegant. Asta este un proiect on the side și vrem să facem asta, asta este tema. Vrem să facem asta folosind tehnologii noi, cum ar fi Kubernetes, containere, vrem să automatizăm, vrem să folosim web apps pentru asta și asta este tema XA Challenge și vom folosi o platformă dezvoltată în cadrul Keysight pentru a ne ajuta să facem development-ul platformei mai ușor. Și premiile vor fi similare cu cele de la CTF și perioada în care va fi publicat acest challenge o să fie mai 2020-2021. 2021, aurici. Da, mai 2021. Da, da. Ok. Bun, perfect. Tavi, mai sunt două întrebări din public pe care aș vrea să le luăm și după aceea să vorbim despre împărțirea pe rumuri. O întrebare a fost din partea lui Matei Iordache. Ținând cont că sunt de anul 2, am șanse să prind un internship? Presupun că vor fi mulți oameni de anul 3-4 care concurez. Mie mi-e greu să spun șansele. Ceea ce pot să spun e că în trecut am avut la internship și studenți din anul 2. Uh-huh. Ce șanse are depinde de multe alte lucruri. Deci nu, anul 2 nu înseamnă că pleacă cu un dezavantaj din start. Uh-huh. Perfect. Și o întrebare de la Florin Mihu. Internship-urile sunt plătite? Care este balanța dintre viață și muncă propriu-zisă?
Internship-urile sunt plătite, balanța, noi avem internship-urile undeva la 6 ore pe zi, dacă mi-aduc bine aminte. Vlad, e corect? Da, am, poate da, aici poți să ne spui tu cum e cu balanța, mai bine. Da, zine Vlad cum e cu balanța. Balanța e echilibrată. Da, anul trecut a fost programul de 6 ore pe zi. E foarte multă flexibilitate de asemenea, adică oamenii sunt foarte înțelegători, cel puțin cei cu care am interacționat eu. Dacă, spre exemplu, la un moment dat am avut o problemă, nu au fost probleme sau ceva să nu pot să îmi rezolv ceea ce aveam. Balanța e foarte ok. Ai programul, ai proiectul, ce-i drept o să te gândești destul de mult și la proiect și în timpul de după aceea, pentru că o să stea un pic pe minte, dar nu sunt cerințe, să zic, doborătoare. E foarte doable. Bun. Cred că mai avem o ultimă chestie. Da, Ina întreabă. Dacă sunt din alt județ, altă facultate, pot aplica la internship? Anda, mă ajut tu aici? Din câte știu până acum, luam studenți doar din București, de la facultățile din București, dar încă o dată, până acum îi luam din București prin prisma faptului că făceam toate lucrurile on-site. Da, așa este. Până acum, la facultățile din București erau cam toți studenții de la care primeam aplicații. Acum, dacă tu ești studentă la o facultate din București, dar faci cursurile online de la domiciliul tău, nu văd o problemă. Ok. Deci, Ina, aplică, te rugăm. Da. Ok. Și o ultimă întrebare și apoi o să ne oprim aici. Dacă vă rugăm, mai punem întrebări. Noi vom rămâne pe acest canal open și dacă sunt oameni care vor mai să spună întrebări legate de internship-uri și apoi să treacă la workshop, pot rămâne pe acest canal. Va rămâne cumva acest canal public și apoi breakout drumurile. O ultimă întrebare. Observ că și la aceste internship-uri sunt foarte multe cerințe tehnice care trebuie îndeplinite de cei care aplică. Cei care nu au experiență în tehnologiile respective, dar vor să învețe, au vreo șansă să fie aleși la un internship? Răzvan, eu zic că a răspuns Vlad deja la întrebarea asta prin povestirea pe care a avut-o, dar Vlad, vrei să reiei tu? Adică tu ai avut, sigur, experiență pe Go înainte? Nu, știam că mi-ar fi plăcut să învăț Go și să lucrez mai mult în tehnologiile cu care am lucrat, dar nu pot să zic că am avut experiență în ele. Cel puțin Go n-am știut babă în momentul în care am aplicat la internship. Tot am învățat atunci. Deci nu este necesar să știi de dinainte neapărat toate tehnologiile. E bine să se știe că ai cunoștințe din ceea ce ai făcut la facultate și că ai noțiunile importante de, să zicem, structuri de date, algoritmi și așa mai departe din facultate și dorința de a învăța lucrurile respective. Cel puțin eu cu asta am rămas.